Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Resident Evil Village. Cum s-ar spune, îi dăm, era să dau iar new play, ne ducem la display, nu. La game settings, nu. La controls, nu. Audio. Unde sunt sub... Aici sunt subtitrările, ok. Nu le mai găseam. Deci, on, display language... Nu o să existe română, știu că unul dintre voi ați vrut. În mod normal trebuia să aibă jocul ăsta subtitrări în română, pentru că e foarte mult folclor românesc, dar pentru că românii nu cumpără jocuri, de ce ar face jocul în română, corect? Hai să dăm standard și să trecem la distracție. Dacă am avea și noi prețuri regionale, poate ar cumpăra lumea jocuri. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who okay. was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the Rasko broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mm-hmm. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Transformă liliac, fetița. The graveyard, menacing storm clouds. Nu pot să vă traduc atât de repede. And the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she coaxed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Zici că little nightmares. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Rădeam că zicea un băiat pe chat că așa a apărut virusul ăsta. Când a mâncat ea de la Liliac. A dormit bebeul. Ok, deci era o poveste pentru bebe. Ea fiind Mia, cred? Deci e povestea este înfricoșătoare, are doar 6 luni. E o poveste locală. Deci ei acum sunt în România, corect? We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not paranoid. Never mind. I'm sorry. Deci ăsta e Ethan, dacă nu mă înșel, din Resident Evil 7. Then. Deci am terminat recent Resident Evil 7, dar am făcut celălalt Z ending. În mod normal Resident Evil 7, Ethan, caracterul principal, o salvează pe iubita lui Mia. Și de acolo continuă povestea aici, unde ei doi au un copil împreună. Du-ți fetița la somn. Dar cred că va fi un time skip, corect? Până va crește fetița. Ce bebeu gras! Mamă! Bebele gras, băieți! Așa erați și voi grăsani? Nu pot da vina pe ea, mami nu vrea să aducă aminte, probabil de experiențele ei neplăcute. Familia, cu familia Baker. A băgat KFC?
Wow. Era o memă de-aia amuzantă cu mâncarea ar trebui să-ți dea energie și după aia era eu după ce mănânc. Ca bebeul ăsta. Schlafen, cum s-ar zice. La somnic. Caracterul nostru, Ethan, are puteri paranormale și deschide ușile cu creierul, cu gândul. Pare o casă românească? Da sau nu? Îmi pot da seama că e o casă românească dacă găsesc o cutie de aia de bomboane și când o desfaci, de fapt, e ață și sunt tace. De cusut. Chestii? Copil? Aaaa, plânge bebeu! They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Cum mi-am spus mamei tale, poveștile sunt prea înfricoșătoare. O ducem la baie. Unde o ducem? Bă, unde e dormitorul bebeului? Arată casa cu covoare de-astea cu... Almost there, honey. Aproape acolo, am ajuns. Gata. Ia uite bebeul. Ok. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Bă, dar ce device-ul ăsta aici? Ah, ca să asculte bebeul. Am înțeles. Cred că e o cameră. Dacă e să înregistrezi de sunetul, nu? Bebeul, ia fii atent. Are haine pentru mâine, bebeul. Să analizezi pe aici ce se întâmplă. Jucăria bebeului. Deci, Rose o cheamă pe fetița noastră, ok. Calculatorescu, murdar și terminat în două. 6 februarie 2021. Mia și cu mine ne-am certat. Nu-i place lui Mia să discutăm? Practic de aventura cu familia Baker. Parcă așa se numea, nu? Sau? Rosemary Winters, asta e fetița noastră. Așa. 6 kg are fetița noastră. Ok. S-a născut în 2020, deci are oarecum un an. Aproape un anișor. Results for additional fungal pathogen. Test will be provided. E făcut niște teste. Rose is fine. Cred că are o boală dacă au făcut niște teste. Nu zic că se transformă. Ar fi bine să nu te transform ca Evelyn din Resident Evil 7, că se încheie tot. Ok, să mai analizez eu pe aici ce se întâmplă. Plante, ok. De asemenea, pentru că suntem live, o să mai zic încă o dată, donațiile sunt puse pe pauză și o să le dăm play mai încolo. Ia uite ce frumos. Să aude nimic. Să-mi spuneți voi dacă vreți să dau sunetul mai tare, mai încet. Dacă e ok dialogul, cum se aude, hai să vedem ce zice soția noastră. Debaraua. Să vedem noi ce ai tu la debara aici. Mâncare de bebei? So this stuff keeps piling up. Le face, aha, acasă sau? Am culcat bebeul. Ia mă, să vedem o mâncare tradițională românească. Vreau să-mi spuneți, băieți. E ok, hai să dau și sunetul mai tare. Vreau să-mi spuneți ce mâncați voi așa de seară clasic românesc. Nici eu nu știu ce ar fi clasic românesc de seară. Hai să vedem ea. Bă, voiam să mă pe masă. Ciorbă, ce mâncă? Ia, ia. Sleeping like a... Doarme okay. Bine, ca un bebeu. Mm, that smells good. What's that? Oh, hands bine. Off, mister. It's ciorbă de legum. Ho, ciorbă de legum. You've gone full native, haven't you? O, mă nebunule, care ești cu ciorbă de legum. What if you're gonna keep sulking all evening? Maybe you shouldn't have any. Zic că n-ar trebui să bem vin. You really have to stop worrying. Nu te mai îngrijora. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here. Chris ne-a mutat aici. So fast, you know? Toate s-a întâmplat prea rapid. Suntem împreună. You, me, Rose. Eu, tu și ciorba de legum. Let's go. Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened. Vom uita ce s-a întâmplat în Louisiana? I don't understand why you're so. Wow! Stai un pic. Ce s-a întâmplat în Louisiana? Louisiana e cu familia Baker, nu? În Resident Evil 7, că nu mai țin minte în ce... Nu te auzim, ne zice un abonat. Bă, băiatule, bă.
tot timpul ăsta eu vorbeam degeaba aici și voi nu mă auzeați. Bă, e insane, nu știu. Deci cred că în Louisiana era Resident Evil 7, nu? Bă, care mi-a împușcat nevasta? Mia! Mia! Jos! Mia! Trebuie să mă prefac că soția noastră moare când ne-au dat spoiler deja în Resident Evil 8 demo. Oh, nu! Sunt surprins că soția noastră a murit, chiar dacă mi-au spus în demo că o să moară. Oh, God! Oh, nu, Mia! Și agentul ăla! Chris? Chris! Ce naiba! Scuze, Ethan. No! N-o mai împușca, e moartă deja! What? Mi-a făcut ciorba de legum. Și acolo e omorât-o. Mascații! Rip nevasta! Nu te auzi! Mamă, păcat dacă m-ar fi auzit. Go, move! Hai, mișcă-te! Mascații, bă! Eu la bebeu! All clear. No. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Nu știu, mi se pare cam jalnic, adică... Vrei să-mi spui tu mie? Că eu mă chinui în Resident Evil 7. Îmi sparg creierii cu... Cu tătăiță. Cu mămăița. I-am tras la mămăița la... Știți ce s-a întâmplat? Cu Evelyn, care se transformă într-un bloc de 50 de etaje. Și apoi totul ca eu să-mi iau soția. Și apoi voi o omorâți așa. Asta e tot? Adică am salvat-o de la niște monștri și trei gloanțe și a murit? What? N-are sens. Take him away. I said get your hands off her! Ethan... Ia-ți mâine de pe ea. Ethan, nu. Oh! Bă, mi-au furat și ciorba de legume. Rose. Lasă-mă să ghicesc. E timpul să salvăm altă femeie. Adică fiul nu, fica noastră de data asta. Wow! Da, nu știu, mi se pare că am ciudat, sincer. Păi da, o să țină captivă, poate omorau mai încolo, la castel, la ceva, doar o împușcă așa. Nu știu, nu, poate e fake, băieți. Poate de fapt n-a murit niciodată. Ia. Hey, Doc. Am rezultatele... Joia viitoare. Au primit rezultatele pentru testele făcute pe fetița noastră. Doctorul ne va vedea săptămâna viitoare? S-a furat ciorba! E pozitiv, am discutat despre asta. Știu. Abia dacă discutăm despre altceva. Nu sunt îngrijorată de Rose. Atunci de ce ești îngrijorată? Va fi în siguranță, va fi ok. We matter, Ethan. Noi contăm. You matter. You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? E ceva ce nu spui? Vorbește. Damn it. I have to take this. Nu se văd donațiile. Pentru că sunt pe pauză, cum să se vadă donațiile în timpul poveștii? Imaginează-ți, ce live stream mai e ăla dacă se văd donațiile în timpul poveștii? Jesus! Lasă-mă să fiu atent aici. Că dacă iar îmi donează paca legendarie de bunic despre bunică, s-o s-a încheiat tot. S-a dus toată povestea și ciorba de legum. Jesus. Ciorba e mai importantă? Nu, Rose? Se poate. Pachetul e în siguranță. Despre ce vorbești? Unde e Chris Rose? Cine e ăsta? N-ai voie să folosești canalul acesta? Vezi cum a zis PewDiePie? Ciorba de legume? Ciorba de legum. What the hell happened here? Am mâncat azi ciorbă. Nothing is better than a ciorba de legum. It's useless. Misiune, așa, elimină ținta, adu bebeu,
Secure Rosemary Winters and Ethan. Secure, dude, nu omorâ. Adică, ei aveau ordine să aducă și pe Rose, dar pe ea omorât-o cu totul, nu înțeleg. Nu știu, I am disappointed and my day is ruined. Totul s-a dus pe apa zâmbetului. De, bagă bebeul în sertar. Ok. Bă, arată bine jocul. Asta îmi place. Zacusca unde e? Nu știu, poate urma Zacusca. N-am mai ajuns la partea aia. Cine mai apare? Yeti, cine apare? Mia era ținta? Așa e, bă, Rose copilul, aveți dreptate. Am greșit, scuzați-mă, băieți. Mia era și Rose copilul, corect. Dar este în regulă. Este în regulă, băieți. Pare Bigfoot? Este în regulă, deoarece copiii se vor activa și facem comentarii la video. Forțăm algoritmul. Totul este conform planului. Hai, mărie, mușcă-mă, fă ce ai de făcut. Așa nu văd nimic. Bă, niște ciori moarte. Eu știu ce se aude. Apare Undertaker. Cine apare, mă? Nici nu văd unde mă duc, măcar. Adică, sincer vă zic. E scary jocul. Oane, pe unde trebuie să mă duc? Frate, dar nu văd. What? Frățiorul. Sunt vârcolași de aia. Ce să mă? Ce s-a întâmplat cu aia de a murit și am rămas doar eu? Te urmărește ciorbă de legum? Bă, sărăcuța ciorbă de legum. Ciorbă de legum. Vedeam și eu că intru pe geam pe aici. Alo? Primiți cu colindul? Ok. Totul merge conform planului, băieți. Soția nu mai e. Copilul nu mai e. Pe mine mă doare la bască. N-am nicio treabă. Și acum sperie ceva din spate. Lasă-mă să ghicesc. Da. Hai mă, arată-te. Lasă-mă cu sunete stupide, cu... Doar, nici nu știu, mai sunt în România, nu mai sunt. M-au dus ăștia în Louisiana, în... Ia. A just photo. Wow. E ceva religios. Hello. Ciorba de legum. Agentul e fratele lui Claire din Resident Evil 2. Se poate da să se... Totul are sens. Ciorba de legum. A venit ăștia peste noi, băieții. Oh, nu. Sunt speriat. Ce vom face în situația aceasta? Este timpul să vedem de unde a venit zgomotul. Sigur nu este nimeni acolo. Oh, nu. Se aud zgomote. A apărut sânge. Haideți să avansăm. Sigur, nu va fi nimeni aici. Mi-aduce aminte de... vopseaua de pe ouăle de Paște. Da.
What did all this? Ești în București că nu ai apă. Bă, ce immersion avem. Deci chiar mă simt ca în România. Dacă sunt cam București că nu e apă. Insane. Ok, ok. Deci a fost un monstru, un vârcolac, ceva. Măcar e zi afară, mă. Hai să vedem partea bună. W ca să mă cațăr peste. Perfect, chiar. Nu mai știu. Deci care a fost ultimul Resident Evil? În afară de... Nu, Resident Evil-ul anterior a fost 3, nu? Parcă da. Și că Resident Evil 4 sau 5 o să fie super mișto. Unul dintre ele. Where the hell am I? Mamă, unde sunt? La castelul Bran. Ia uzi, bat clopotele. Pentru mine cumva? Tătii, sunteți pregătiți? Nu, căluțu, bă. Deci cred că erau vârcolași pe aici și au... Om, nu. S-o spart ouăle. Sincer, nu pot să dau 10 din 10 jocului pentru că nu are un... nu are un field of view. Nu cred că are, nu, FOV. Poate are în jocul lansat, este un pic. Brightness, color, space, vertical, așa. N-are FOV. 8 din 10. 8 din 10. Ok, am jucat demo-ul, adică știu că vor fi niște vârcolași pe aici. Numai că ne trebuie mai întâi o armă. O, la vișeu din fundul curții. Mamă, și eu ieși la voi la veceu? E jale. Ok, deci nu vrea să-mi dea nicio armă pe aici. Hai să băgăm repede. M-au zis căi. Do not enter. Deci... Ah. Arele. Ok. Credeam că suntem în zona aia din demo, dar nu suntem. Cum eu dau spoilere? Ok, ok. Nu mai sânge, nu mai... Deci, aici din demo, ni s-a spus că era un sat simplu și deodată au început să fie atacați de către vârcolași. Nu se știe de ce. Au fost trimiși din castel de undeva. Habar n-am de ce WC-ul încuiat, dar mă rog. Cum se numește jocul? Întreabă cineva pe chat. A, deci, ui, cu like-urile alea avem 7K și la 10K apare doamna Dimitrescu. Își face apariția, practic. Mamă, cap de capră cu limba scoasă. E semn rău ăsta, băieți, ghinion. Deci, dacă vezi vreodată un cap de capră cu limba scoasă, e un semn rău. E clar că suntem în România, uitați-vă la cratița asta. Fac pariu că și bunica ta are o cratiță de-asta. Dacă nu are una de-asta. Dar una roșie cu bulinuțe. That is a fine cratiță if I've ever seen one. Mamă, ne-am pus Gucci pe poartă. Versace. Îmi place că n-am nicio... Ia, ești nebun? Ha! Stop right there! Îmi place că n-am nicio lanternă, niciun nimic, adică, da. Nu ne mai trebuie. A, voi examina această cutie foarte interesantă. Păcat că nu o pot sparge cu piciorul. O, mamis! Tai tot! Din ce oraș sunt, dacă... O
plecat din casă? This fine ciorba de legum is fresh. Această ciorbă de legume este fresh. Da, tocmai ce au fugit din casă pentru că au fost atacați de vârcolaci. De ce nu ne-am spus în demo? Probabil le-au trimis de la castel. Oi. Însă știu amândoi că acest cuțit nu ne va ajuta versus vârcolaci. Ia. Facem niște exerciții de respirație. Sunt din Vaslui dacă am cuțit. Din Craiova? M-au blocat în casă. Sunt din Craiova dacă am cuțit? Ok, ok. Ei, vreau să știi că sunt din Craiova și nu e frică să folosesc. Sau din Vaslui. Cum nu pot să trec pe aici? Ce, frate? Ah. Excuse me. Mă miram eu, ce ești de nu pot să trec? Cum n-am murit aici, nu înțeleg. Cine ești? Cine te-a trimis? Nimeni. A fost un accident. Ce se aude, frate meleu? Cum n-a murit caracterul nostru aici, nu înțeleg. Cum arată atâta la stâmp pe loc? Cu shotgun-ul la ușă. Ei vin. Cine? Ai o armă? Spune că ai o armă. Am un cuțit și nu mi-e frică să-l folosesc. Și sunt din Vaslui. Din Craiova. Take it! Haide, ia-o! One de rezervă. Here we go, boys. Faza cu vârcolacii ăștia. Mă asculti? What the? Opa. Adică, știi ceva? Caracterul nostru nu are mai... Un corp mort? Wait, there's more. Mai sunt. Caracterul nostru, practic, dacă stăm să ne gândim, n-ar trebui să fie surprins de nimic. Adică, hai să fim serioși. A terminat Resident Evil 7, unde s-a bătut cu tătăița care a reînviat de 500 de ori, s-a bătut cu mămăița care era un vârcolac pe steroizi, a văzut cum se mișca cu toate picioarele și avea vreo 2-3 metri, după aia m-am bătut cu tătăița care a reînviat din nou și era cât un bloc cu 500 de etaje și apoi, după ce l-am bătut pe tătăiță, ghiși, a mai apărut și Evelyn, care mai era încă un bloc cu 500 de cu buboaie pe față și cu alea, adică, pe bune, după... Dacă tu scapi în viață după așa ceva, nimeni nu te mai uimește. Adică... Cam asta e toată ideea, știi ce zic? Ar trebui să-l doare la bască că e un corp mort. Jesus Christ. Băiatul nostru a văzut mult mai groaznic de atât. Ce în regulă cu locul acesta? Cineva mișcă acolo. Vezi și tu ce văd și eu? Mănâncă nasul. Serial, naiba de coxat. Cred că ar trebui să mori de la așa ceva. Ce-a fost asta? Dar ați observat că m-am mușcat de mâna unde pot să dau cu aghiazmă? Stai departe. O să spun doar atât. Ei, satană. Satana! Ia uite-l pe ăsta, ești nebun? Oh, bă, că m-am jucat CS16. Hai, bă, că-mi da click! Leacă de aici! Trebuie să mi-ai ajustez sensibilitatea, hai! E că-ți bag cuțetul în fund! Nu mai mușca nimic! Am atat gheazmă pe mine! Frate, ce să faci cu pistolul ăsta, ești nebun? Pistolina. El mai avea nevoie doar de un glonț, dar l-am lovit de vreo trei ori cu cuțitul. What the hell? Nicio problemă, nicio problemă. Vedeți asta? It's time for aghiazmă. Binecuvântează, doamne, aghiazmă asta. Nu-mi cresc degetele la loc? O bune? Come on, bro. Bă, da, o lanternă. N-avem și noi? Adică,
E cam întuneric, nu știu ce să... Să dau un pic brightness-ul mai așa? Nu știu ce să zic. Un pic de... Mai așa? Cât de cât acolo? Eu știu ce să... Și trebuie să ajustez senzivitatea, că prea-mi face... Dar stai că știu, senzivitatea este de unde? De la... Erau multe butoane aici. Deci eu am dat-o pe 6. Aiming camera sensitivity. Deci eu am dat-o pe 6 data trecută. Și cred că trebuie și mai low de atât. Sincer. Da. Aici jucăm CSGO. Adică dacă ăla sare în halul ăla, nu o să-l nimerez niciodată la ca prieten. Hai cu un 4 așa că... Sunt globale light pe CSGO. Ok, sunteți gata băieți de acțiune? O să apară doamna Dimitrescu, ne apropiem de 10.000 de like-uri. Nu prea ne apropiem, dar asta este. Gard albastru check. Hai să vedem că am pus pe pauză donațiile. Fân check. Fân de ăsta aveți și voi la țară? Credeam că e ceva pe acolo. Servus Rafa, salut, salut. Și ce-i trebuia lui tătaie un câine? Să-l apere. Avem radio. Nimic. Ok. A fost o țeapă? Just a prank, bro? Pot să baricadez, am înțeles. Vede, dar nu pot să împing ăla. Ce-a fost asta? No problem. Hai, apari. Hai. Show yourself, drace. Ping. Hey! Ok, ok. Și ce urmează? Is it over? Păi era unul la ușă. Au fugit? Dacă sunt supraviețuitori, veniți la mine. La casa lui Luisa. Survivors? Hai mă, mergem la Luisa, vecina din sat. Scoatem și noi ăsta de aici sau ce facem? Cred că... Am înțeles de ce baricadezi ușa, că ăștia se plictisesc și pleacă? Asta e ideea? Și acum putem să ieșim la loc, nu? Că inițial nu înțelegeam de ce m-aș baricada înăuntru. Dar, mă rog. Au niște câini ceva. L-au pe Azorica. Azorica. Mărâie careva. Stai să vedem unde e casa lui vecina Luisa. Mă, dar eu cum mișc asta? Am zis că nu pot să o mișc? Move. Uai, lele, ți-a apăsat pe cursor. Pe cursor, pe rătiță. Da, nu știu unde e casa lui Luisa, dar hai că ne descurcăm noi. Mă, dar mărie careva aici și nu-mi place. Care te-a apucat, mă? Te-a apucat mărâitul. Ia uite-l pe al nostru, ești nebun? Frate, da, de peste tot, n-am destule gloanțe, ești nebun? Ia un pic, de ce e încuiat aici? F. F în chat.
Asta, asta. Aaa, ia uite mă pe ai noștri. Păi și care-i faza, că nu înțeleg. Că n-am destule glanțe să mă bat cu ei. O dai? Run. What the fuck? Damn it. N-am survived the attack. Cum survived the attack când am mob glanțe? Come on, bruh. Nu prea înțeleg logica jocului. Dar ok. Ascultă-mă, jocule. Trebuie să-mi dai niște, trebuie să-mi dai niște gloanțe aici. Ok, trebuie să lucrezi cu mine. Jocule, trebuie să lucrezi cu mine. Piua. Piua, că n-avem gunpowder, ești nebun. Hai, mă. Băieții, ascultați-mă, sunt doar o victimă colaterală. Am un cuțit și nu e... Am un cuțit și nu e frică să-l folosesc! Foc! Hai, bă! Că n-am atâtea gloanțe, ești nebun? Cred că trebuie să fug undeva anume. Băieții, mai ajută și pe nece aici? Ok, o să fug. Ok, o să fug. Uite-l pe ăsta, bă, băiatule! Bă, eu am încercat să ne înțelegem, dar nu s-a putut. Nu s-a putut cu voi. Ai ratat shotgun-ul, întoarce-te! Asta era shotgun-ul? Hai că era. Bă, dar care trage cu săgeți în mine? Plouă cu săgeți! Ai ratat shotgun-ul. Unde e shotgun-ul? Nu te-l pe ăsta, bă, băiatule! Oi, lele, tu ce mai ești, mă? Bigfoot! Băieți, a venit Bigfoot! Ce fol mare a venit! Era la moșneagul ăla? A, cred că shotgun-ul lui! Este un pic, dacă dau restart... Se poate să aveți dreptate. Nu cred că am cum să mai ajung la tătăiță, sau? Ar? Over? Arma e unde erau aia pe casă. Ok, ok. Pe masă în casă. Stai un pic să vedem. Survivors? Stai un pic. Stai să vedem. Păi ăștia erau pe casă unde erau aici. Nu erau aici. Nu aici. Acolo m-am baricadat. Nu aici. Aici era, în casa aia. Shotgun ammo, dar eu n-am shotgun, ești nebun? Tătis! Da, bă, aveți dreptate, n-am ce să zic. Au știut abonați, ești nebun? Erau multe chestii aici, lor. Flower, mă, dar ăștia e frică de făină sau care e șpârla? Iha, baby! Nu, 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 nu. Băieții nu vor face nimic oricum, dar... Am înțeles ideea lor, că oricum sunt prea mulți ca să mă bat cu ei. Azi, Johnule. Ai, lele. Hai, mă! Hai, dă-te de aici, că oricum ești urât. Lasă-mă să trec! Oh, shit, here we go again. Am
Uai, mamă, ce e aici? Nu intrați că vă... Hai, dă-i! Dă-i! Dar n-au voie cum să intre aici. N-au voie cum să intre, nu știu ăștia să intre aici. O, mă, nebunilor care sunteți. Bubuim tot? Uite-i pe ăștia, bă, băiatule. Dărâmă toată casa! Mamă! Vă zic că nu știu în cotura ar trebui să mă duc, că vine ăla... Vine cap de mustață și nu știu ce să-i fac, frățiorul. Ia, cam o idee. Uga, vină încoace. Aici ar trebui să intri eu, sau? Dacă bubuie ăsta, ce se întâmplă? Baby! Și te dropeze gunpowder. Lol. E zbură căpățâna! Așa-ți trebuie dacă ai pus mâna pe mai ciorba de legum. Ai o mică zgârietură, se repară cu... Oi! Pușcam Stușov. Bă, dar ce trebuie să... Cred că trebuie să mă duc pe acolo, nu? Pe unde a venit ăla. Da? Hai să ne mai relaxăm un pic, că prea e... E prea de tot, băieți. E prea de tot ce se... Stai jos. Bă, ăsta dărâmă toată casa, adică pe bune. Gata. Aghiaz, bă! Dă-te jos! Scârbă ce ești! Nu mai am aghiaz, mă! Ia uite-l pe ăsta, bă, băiatule! Vă rog, deschideți. Cred că glumești. E ca și cum sunt blocat aici cu cap de miel. Caracterul nostru nu mai fuge. S-a dat bătut. Mă duc să stau pe jos, să mă întind puțin. Am obosit. I am obosietan. Vă rog, i-am luat locul lui tătăița. Vă rog, fie vă milă. Nu știu de unde să mă duc, ești de bun. Fugi, nenică? Bă, nu știu. Ia, bă, ia piua un pic să fac niște aghiazme aici. Ce ne bate în joc așa? N-ai și tu o limită, da, decenței. Hai pe aici. O, bă! Space, tu puși... Ia uite-l pe ăsta! Mă mângâie pe fundul leață! Lasă-l să te bată! Aaa, asta trebuia să fac, de-aia nu înțelegeam eu! Bă, nu lăsăm pe cap de miel să mă prindă! Ce-ai, mă, că aici suntem în... Lord of the Rings, în alte alea. Uite-te la cap de Yeti. Wow. Ia lebă de urât. Ai consumat alea degeaba? Ah, dar n-ai de unde să știi. Că alea ți le-a dat ca să le consumi, adică... De ce zic? Asta că știați voi, dai seama că poate ați dus în altă parte, dacă jucați prima oară... Nu se gândea nimeni, bă, hai să mă las prins. Șiș! Degete nu mai am, nevastă nu mai am, copil nu mai am, cap de yeti mă aleargă,
Dar de ce a plecat? Ce urât e? Wow, trei degete mi se spune. Baba Yaga. Babuș așteaptă, babușca. Bă, băieți, bă, cum intru aici? Sau nu prea intru? Baba Yaga! Mamaie, ce faci? And in death, we give glory. E că de aici începe demo? Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? Auzi, mamaie! It's you? Tu ești tatăl copilului. Child? Hey, wait! Refer la Rose. Is she here? Aici? Rose! Rose, yes. Da. She is in great danger. E în mare pericol. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. De când a dus-o aici mama Miranda, am căzut în întuneric. Te referi la monștri? Mama Miranda, cine e mama Miranda? The castle bell heralds danger. They're coming. Clopotul castelului. Wait, where's Rose? Who's Mother Miranda? Cine e mama Miranda? Ei vor veni din nou. Zic că atunci când bate clopotul, semnifică pericol. Baba Yaga! Prevestește viitorul! Ok, deci de aici începe demo-ul. Așa că... Oh, shit! Here we go again! E bine, e bine, care jucăm demo-ul. Mă rog. Bă, mi-a plăcut shotgun-ul ăla, the one hit, băieții. Adică e pe bune treaba. Ok. Care am gloanțe. Deci it's easy to pick lock chestie. Lumânări pe jos. Deci la Luiza e practic casa aia unde am fost noi în demo, știi? Cam asta e. Nu știu cine e mama Miranda. Wow. Deci aici ne zice un... Toată ce mă enervează că trebuie să țin pe rotiță ca să mișc. Cama Rafaele. Și care-i faza cu puțul ăsta? Cred că sunt iteme băgate aici, nu? Mama Miranda, e șefa la lume? Serios? Cineva acasă? Nu. Pe aici putem să trecem? Nu. Pe aici? Nu. Pe acolo? Nu. Rămâne pe aici. O, sal. Așa, oferim capre. Așa e, că am văzut capetele alea de capră. Au omorât caprele nemernicii. Acolo nu e voie. Bine. Bănuți ăștia Castel Dimitrescu. The Castle Dimitrescu. Oare la Castelul Dimitrescu au ciorbă de legum? Uite-o. Doamna Dimitrescu. Ok. Mă mai uit că poate mă gândesc că te recompensează jocul ăsta dacă îți bagi nasul pe unde nu fierbe oala sau cum era zicala. Dar nu știu sigur. Văd simbolurile astea, dar nu înțeleg. Nu le am încă. Rose copilul. Da, 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 știu că e copilul. Oh, shit. Here we go again, boys. And we're going again. And we're going again, băieții. E în ceafa mea. Hai. Sunteți doi, a? Păi și eu l-am pe ăsta micu, eu cred. Frate, cum a murit ăla de la shotgun? Vezi că m-am jucat Fortnite. Șaurecești, campion duminica Fortnite. Și vii tu aici să mă bați pe mine. N-ai ca nimeni. Ok, ok. 2 versus 1. Mă gândesc că... Cred că e cam complicat să-i bați pe ăștia pe consolă. Și ce... Ia uite-l pe ăsta, bă, ești nebun? Cristi! De luță! De mari! Hai, nu mai scoate arma aia și mori odată.
Cred că e cam jale pe consolă. Mă uit pe aici că poate mai sunt niște cutiuțe de la de spart. Ai făcut earning. Ce-am făcut? Nu, cred că aia era singura cutie. Stel pe Fiddlesticks. Ok. Hai sus. Hai zic. Bun, bun, bun. 9000 de like-uri, ne apropiem la 10. Am văzut cutia după casă. Închide ușa, te rog. Trei degete mi se zice. Here we go again. Ce faci aici? E cu Nea Ilie, bețivul satului. Please, don't hurt us. Whoa. Nu ne răni. It's okay. Nu vă voi răni. I'm just glad to see normal people at last. Mă bucur să întâlnesc oameni simpli. Mai sunt alți supraviețuitori? Nu, ei sunt toți acasă la Luiza. Și e poarta încuiată. Liniște, este un străin. Shit, we're sending ducks in here. Can your old man walk? No. Poate să meargă Cristi bețivul satului? Trebuie să intre pe casa lui Luiza, a pierdut prea mult sânge. Liniște. Trebuie să fie o cale de a intra. Stai aici, liniște. Don't move until I get those gates open. Deschid eu poarta. Deschid. Nu o să dau skip că poate, de exemplu, au trecut 20 de ani și cineva va descoperi episodul acesta și își va aduce aminte de vremurile bune din 2021. Înainte să se sfârșească lumea și poate n-a văzut și demo-ul, știi ce zic. Așa că dacă dau skip, skip-a-roo, mă rog. L-am mușcat câinele pe Cristi, se poate spune și așa. Wow, frumos WC-ul ăsta. Frumos, tătis. Când e mijlocul nopții și trebuie să te duci în fundul curții la WC-ul. Nice, cu lanterna. Nice. Luiza, fată, deschide ușa. Este al doilea bănuț. You cannot use that here. Etena. Și cât m-am chinuit în demo că nu înțelegeam ce trebuie să fac aici, nu-ți arată decât dacă te uiți exact așa. Come on, it's clear. Adu-l pe Cristi. Took your damn time. Te-a luat ceva. Hai că mi-a luat un minut, ești nebun. Not used to relying on other people. Nu obișnuiți să se bazeze pe alți oameni, îmi cer scuze. We'll be safe in here. Vom fi în siguranță aici, nu? Da, sigur vom fi în siguranță până când nu vine. Hey. Do you know anything about what's going on around here? Ce faci? Ce se întâmplă aici? It doesn't make any sense. Mother Miranda. Mama Miranda, mereu ne-a protejat. Nobody's answer. Suntem bine până vine Bobby. Bobby nebunul până vine cu ciocanul ăla cu toată poarta. Hai că a murit atică. L-am mușcat câinele pe Cristi, îmi pare rău pentru el. Hai să facem o poză înainte să se ducă. Stai, stai, Cristi. Cristi, colindu. Anybody home? Maybe a familiar voice. Luiza, open up, it's me, Elena. Vreau să zic că doar cu voce familiară. Luiza, deschide fă poarta. Vreau să bage niște glumințe de astea așa pe română. Stai back. Father. For God's sake, Julian, let us in. Julian, lasă-ne să intrăm. Nu, miroșea sânge și voi atrage monștrii. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Oamenii ăștia sunt prietenii noștri. Hai înăuntru. You're not from this village. Tu nu ești din satul acesta? Sunt Ethan. Julian, go make yourself useful and check the ground. Julian, du-te afară. I said go. Hai mai repede. Dacă Elena are încredere în tine și eu am. Then so do I. Come inside, Ethan. Ok. De când vorbesc România engleză? Wait here. I'll check on the others. Habar n-am, sincer, dacă ar fi fost posibilitatea să schimbi limba în română, era golden jocul ăsta. Voice language în română. Era o comoară, dar nu s-a putut din păcate. O, salvăm! Bă, nebunule, care ești.
Frumos, mi-a plăcut mult. Trebuie imaginea un pic mai pe spate așa. Era un vis. Era. Come inside, the others are waiting. Ceilalți așteaptă. The fuck is this? Cine e ăsta? Străini, vrei să murim cu toții? He helped Leonardo and Elena. A ajutat-o pe Elena. A ajutat-o. Haide, stai jos, tinere. Nu cumva să obosești. Is this all that's left? From your entire village? Asta mai rămas din tot satul? All that's left? There is no one left. N-a mai rămas nimeni. A worthless invalid. O femeie bună de nimic. Wailing bitch. And you? Și tu? You drag a bloody man and an outsider in here. Aduci un străin aici? Nu știu nimic. Și vrei să fim în siguranță? There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxana. That's enough. This house has protected my family. Casa asta mi-a protejat familia de generații. Or not. You are all welcome. Bați sau nu? Sunteți cu toții bineveniți. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village and the next the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Luisa. Where is your husband? Unde e soțul tău, Luisa? Did they? No. E pe afară. No, he is out there. Somewhere. Deci ea a zis că într-o zi totul era ok și o zi următoare au venit toți vârcolacii posibil. That's it. He went to fetch help. S-a dus să caute ajutor, soțul. Let us pray. Hai să ne rugăm. For him. For all of us. Good idea. Haide, haide. Gather. Înger, îngerașul meu, ce mi-ai dat Dumnezeu. Totdeauna fii cu mine și mă învață să fac bine. Hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. Nu știu ce rugăciune asta. As the midnight moon rises on Dracula. Black wings, so we make our sacrifice. And await the light at the end. Cristi bețivul nu se roagă. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. We give glory, Mother Miranda. Era baba aia, Mama Miranda? Come help me, Elena, please. Acționez pe tăcea România, da. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Salvează ca episod, da. Bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What are you doing? Leonardo, what's wrong? Leonardo, bețivu! No! S-a transformat! Elena, stai în spate! Stai departe! Ia omoare pe toți! Ok. Ei, drace! Bine-s, bine-s, Elena. I said no. I-a dat-o la nebun. Chiar tatăl ei, adică are tupeu pe Elena. Hey, îmi pare rău, tătis. Hey, nu mai era tatăl tău. Ai făcut ceea ce trebuie. Elena, no. Nu mai poți face nimic. Toată casa se dărâmă. You couldn't save him. Nu ai putut să-l salvezi. He was already gone. Leave me
alone. Leave me alone. We're getting out of here. Together. Vom ieși împreună, dar cel să uită așa la mine. Zici că am mâncat ultimul mec puișor, așa să uită la mine. Leave me alone. O fată, ce ai, că moream cu toții. Și acum voi face un mare, un speedrun de mare angajament și uitați-vă la mine. Ce-am găsit, mă? 500 de lei. Ia uitați-vă aici. Catacheile de la mașină. Bă, cine are 500 de lei? Eu. Eu am băieții. Ia uitați aici. 600 de lei, uți. Bine, tătis. Deci leuții ăștia sunt de mult timp. Sau care-i faza? Nu știu, bă, ce să mai zic cu joaca asta. Avem cazan de țuică. Avem... câte n-avem pe aici. Dacă vă întrebați ce fac, eu pur și simplu spamez F pe oriunde mă uit. Jocul ăsta cam așa funcționează. Nu prea ți arată exact unde sunt itemele. Așa că o să spamăm. Ar fi să găsești așa random 500 de lei? Ar fi ceva. Dar abonații mei nu s-a pleacă după 500 de lei dacă îi văd pe jos. Gata, fată, plecăm. Ia uite-te la mine. Pornim Dacia. My Dacia 1310. Going in. Step back. Hai, fată, urcă în coace că plecăm. Și atunci pe ecran mai pui... Bă, bună idee, Cosmin. Hai să punem și abonații pe chat, în caz că vreți să ziceți ceva, să rămână salvat pentru vecie. Wow! Dacia. My Dacia is stricated. X-Lader 2021. Bine. Ești în regulă, Ethan? Sunt bine, fata. Nu mai e timp. I'm all the way up. Hai pe capotă, nebună. Let's move. Don't worry and try not to breathe in the smoke. Încearcă să nu inhalezi fumul. Mersi, Ethan, ești o scumpete de băiat. Sper că familia ta e în siguranță. Hai sus! Așa se zice. Acolo ieși, fată. Slavă Domnului! Și apoi? Nu mai monștri afară. Sunt prea mulți. Hey, don't talk like that. Nu vorbi așa. Vom găsi un loc în siguranță unde să te punem. No. The place is full of nothing but blood and death. Castelul e plin doar de sânge. Father? Tata? Tata, socru. Elena, nu mai e el. Lasă-l în pace. Elena. Mi-a spus numele. Tati! Treaba ta, fată. Pa. Stay there. Pa. Give me your hand. Nu mai îndea mâna dacă te-ai dus sau acum te-ai comis, pa. Ce să mai? Te-ai răzgândit o stă doar. Du-te, Ethan. Salvează-ți fata. Elena, nu te e. Da bătută, haide. Poți să fii noua mea soție, ascultă-mă, nu! Naiba! Am încercat, băieți, am încercat să ne facem o nouă soție, dar... Ascolăm pe doamna Dimitrescu și o luăm și cu tot cu castel. El i-a spus ei că o să te punem într-o căsuță unde ești în siguranță și eu o să mă duc la castel. Bănuia la mea e că acolo e fetița mea. Dar... da, ea a zis să... A mea are here. Și i-a murit. Deci, ok. E Rafael Sim pentru Lady Dimitrescu? Deja au făcut... deja au făcut... Ce se întâmplă asta iar?
Shit! Deja au făcut moduri cu doamna Dimitrescu. O să vedeți că vor fi exact moduri ca în Resident Evil 2. Și o să înlocuiască pe doamna Dimitrescu cu Thomas the Train și cu tot felul de... tot felul de moduri de astea. Da. Ok. Screwdriver. Hați. Bine. Și cam pe aici se termina demo-ul. Demo-ul se termina... cine acolo? Mama Miranda! Ah, ea e Mama Miranda! Mama Miranda, du-mă la doamna Dimitrescu! Dimitrescu! Deci Mama Miranda nu era baba aia. What was that? Ne mai trebuie glanța la shotgun. Se aude clopotul. Și că atunci când e clopotul... o, dacă de scary arată castelul ăla, știi? Ce tare. Ce tău cu castelul? Dar castelul e o chestie de vreme, de domeniul trecutului, nu? Nu vor mai exista niciodată castele. Așa-i, băieți? Death. Yes. Death has visited them all. Moartea a vizitat pe toți. Și-o-i băbăclănță. Ne desenează ceva. Trebuia să iau vreo armă? E castelul Peleș? Ok. Mă rog, putem să salvăm aici. Nu cred că mai e nicio locație, nu? De vizitat. Save point. Loc. Da. Hai să vizităm pe doamna Dimi. Doamna Dimi, sunteți pregătiți? Hai, let's go. Hai să introducem capul ăsta de mortăciune aici. There you go. Și capul ăsta de mortăciune aici. Bam. Ok. Și cam pe aici se încheia demo-ul. Dar vom lua o pauză publicitară pentru sponsorii de astăzi. Ci că nu vor fi prea multe lucruri faine din castelul ăsta. Doar lucruri înfricoșătoare. Uh-oh. Și... uh-huh. E că alea sunt upgrade-uri sau ce sunt? Chestiile astea de aici. Da, cred că da. Ok. Mamă. Vadra de țuică. Wow, ia ziceți băieți ce sunt astea, ghiciți? Par a fi prune? Eu întreb de prune și el îmi zice alte lucruri. Ok. Nu credeam că mai rămas cineva. Cine ești tu? Oh, nu ești de aici. Chiar mai bine. What? Mama Miranda te va iubi. M-a transformat în magnet. Ok, super puterile astea nu prea au sens, sincer. În ce se întâmplă și cum rezist la atâta durere? Te mai plânge, aproape am ajuns. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners.
Zice că nu suntem buni. My daughters and I will deliver to you. Way, ugly! I wanna see! He's away! S-a trezit! De ce zi în gură? Where? You mean you'll screw around with it in private? Where's the fun in that? Give him to me. Dă-mi-l mie. Voi face un show pe care toți îl vor aprecia. Ce ne pasă nouă de un circ? El va suferi oricum. Să-mi taie ciocartina. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. I-am făcut decizia. Am luat decizia. The man's fate is in your hands. Soarta lui e mâinile tale. I must protest. Heisenberg is but a child. E doar un copil, Heisenberg. His devotion to you is questionable. Give the mortal to me. Dă-mi-l mie. Mă voi asigura că e pregătit. And don't be a sore loser. Go find your food somewhere else. Găsește-ți mâncare în altă parte. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to that. Oh, keep drawing. One day your head might actually fit your ego. Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Remember from whence you came. De ce te-a trimis Vurcolacii? Lycans and gentlemen. We thank you for waiting. Mulțumesc că ați așteptat. And now let the games begin. Să înceapă joaca. Let's see what you have here. Ethan Winters. Get ready. No! Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three, two, one, showtime! Începe show. Deci, ideea e că... Doamna Dimitrescu a vrut să... să joace cu noi, să zic așa. Dar mama Miranda... a decis până la urmă să... fie soarta noastră în mâinile lui. Nice, Ethan. Oh, uite-l pe Yeti! Yeti urâtul! N-are niciun sens ce se întâmplă. Ce se aude fratele meu? Ne ducem pe tobogan. Știu că în viață e impresionant. Bă, țepi! Zesami vin țepi. Ok, deci în loc să mă omoare, vor să se joace cu mine oarecum. Ok. My word. You truly are as strong as they say. Opa! Văd niște cutiuțe, dar... You don't think I've let you get away, did you? No. Gotta keep Daughter and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, blood-soaked grand finale. Ha ha ha! Ah, ha! Nothing like fresh American ground beef! Okay. Nu știu cum a supraviețuit la așa ceva, dar ok. Prea aproape. Și cum de nu s-au spart cutiile? Aba, da, s-au spart. Nebunii ăștia au pe Rose? Pe fetița noastră, practic. Am luat niște muniție. E cam ciudat ce se întâmplă aici, dar ok. Cred că jocul ăsta o să fie și mai ciudat decât Resident Evil 7. Așa bănuiesc. Să vedem. Dar n-am și o lanternă, ceva. Adică e lumină aici. Zic că mă mai uit, că poate găsesc iteme. You unlocked it!
Ne-am întors la prune. Vrea cineva țuică? Deci apăsam pe... Trageam de maneta asta și apoi m-a deranjat nenea. Sesam, deschide-te. Aha. Și nu înțeleg ce ar vrea ea cu copilul nostru. Că nu înțeleg deloc chestia asta. A avut o subtitrare, dar n-a vorbit nimeni. Castelul Dimitrescu. I've been waiting for you, Mr. Winters. Am așteptat. Unde ești numele? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. Toată auzit de tine. Searching for his daughter. Un erou căutându-și fetița. I must say that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. Și tu ești sus, suspicios. Eu sunt doar un vânzător. Forgive my manners. Call me the Duke. Ducele. Down to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Pot oferi orice dorești. A venit ducele, băieți. Naturally. Uite-l cum stă cu picioarele întinse. Am 900 de lei. Ia ziceți, ce cumpărăm de 900 de lei? Aladin de buget? Aladin după niște KFC. Deci sold out. Ce mă întreb eu? De ce am cumpărat noi în demo? So, mi se pare că n-am avut bani de shotgun, dar mă punea să cumpăr shotgun-ul, dar totuși aici avem shotgun-ul. Deși că trebuie să-l cumpărăm mai încolo. Deci noi avem 900 de lei. Dați-mi un sfat, gloanțe, zice, să cumpăr. Ok. The Duck Spurs. Ce-o fi asta? Crystal Skull. Luăm... În fine. Chestii pentru craftat. Deci, supplies. Silver Wolf. Aici ce? E un stoc de 15 din 40. Preț 150. Deci un glonț e 150? Arele. Nu, cred că e un pachet. Sau? Cum am cumpărat un glonț, ești nebun? Îți cumpe glonțele astea. 150 de lei un glonț? I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Aici le vând. Da, nu știu dacă... What? Poți să-mi vând pistolul? Bă, șaurele cumpără cu 15 și vinde cu 150. Lanțele le craftezi. Ăsta ar fi bun, cred. Sau... Nu știu dacă se vând astea. Ne trebuie mai târziu cristalul ăsta? Vinde craniu? Zice să-l vindem sau... Că nu știu cum oare îmi trebuie, poate știți voi. Nu vinde craniu, țeapă. Ia-ți aghiazmă, o să-ți trebuiască muniție la shotgun. Nu-l vinde că poți să le upgradezi. Nu-ți trebuie. Nu vinde. Ok. Trade for lei. Ah. Sunt bogat. I am rich. Și ce cumpărăm noi de 2500 de lei, băieți? This is all an investment, even. Facem investiția. Să iau o aghiazmă mică? Hai mă, colo și noi o aghiazmă. Asta cred că mi-ar trebui. Dar e 9000, adică pe bune. Și asta e un singur glonț, asta eu nu înțeleg. Un singur glonț e 1000, gen, what? Recipe. Oh. Ne dă blueprint-ul. Ah, păi aici mai sunt, mai asta e un pic. Sunt categorizate. Ok.
Hai că strângem restul banilor. Have a wonderful adventure. Hai, mersi, duce. Ducele României. Cioc, 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 cine era castelul Dimitrescu? O să-l mai întâlnești? Da, da, da. Castel Dimitrescu. Could Rose be here? Oare Rose e aici? Aflăm acum, nu e problema. Astea ce ar trebui să fie? Fetele doamnei Dimitrescu? Zic Dimitrescu, așa pronunță ei. 500 de lei. Let's go, boys. Am găsit leuții. Este domnul Dimitrescu. Hai că și știu pe unde să mă duc. Boing. Shotgun, da, tata. Vă place castelul până acum, băieți? Arată frumix, arată îngrijit. Cine e tataia asta de tot apare pe aici? Ce s-a auzit? Ce s-a pasando? Masked Angels, blind... Acolo e un puzzle. Uh-oh. O cauți pe Rose? Wow. Surorile! Cum se chemau surorile? Crankers? Sau cum era? No, 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 no! Man blood. Sânge de bărbat. Bine, am intrat bine și deja începe petrecerea. Măcar nu mai lăguiește când văd muștele astea. Aolo, nu mă legă sub cătușe. Mother, I bring you fresh prey. Mamă, ți-aduc? You are so kind to me, daughters. Carne proaspătă. Sunteți atât de bune cu mine. Now, fetelor. Let's take a look at him. Hai să-l analizăm. Well, well, Ethan Winters. O, naiba. You escaped my little brother's idiot. Ai scăpat de din jocul fratelui meu. Let's see how Rostovan. Special you are. Hai să vedem cât de special ești. Hai să nu. Da, mamă. Ok, nu pot. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughter. Eu l-am capturat. First, nu, nu, I must inform Miranda. Acum, trebuie să anunț pe mama Miranda. Well, mai târziu va fi destul pentru toată lumea. Udama. Oh, be careful what you wish for. Ai grijă? Ce-ți îți dorești, Ethan? Ce faceți? Ok. M-au răstignit, ce mi-au făcut frățiorul? Deci, doamna Dimitrescu a zis că începem să ne... Nu știu cum să traduc stale. Ca și cum ne-am strica. Ca și cum, nu știu, nu-mi vine în minte cuvântul. Nebunele. Vrăjitoarele. Și fetele au zis, dacă se strică, hai să-l mâncăm acum repede. A zis că e timp mai încolo pentru toată lumea. Să mănânce din săracul. Uite-l, aghiazmă. A, da, e tată. După ce că mai am doar 3 degete. Da, doamna Dimitrescu e puțin...
Știi ce sunt eu curios? Eu sunt curios Resident Evil-urile până la ce joc au fost. Adică a fost Resident Evil 2 remake, 3 remake, dar 7-le a fost nou, nu? Și cred că și 8-ul la fel. Gen, câte Resident Evil-uri făcuseră băieții? Până la 4? 5? Hai să... Nici nu știu ce am de făcut, sincer. Look for Rose. E bine, e bine. Ok. Easy to pick lock. O să ne uităm în fiecare cameră. Resident Evil 10. Stai un pic, arăta ceva la pahar. Mănuși. Nu. N-am arătat nimic. Valuable. Resident Evil 8. Nu, ideea e că Resident Evil 8 e nou și 7-le la fel. Dar Resident Evil 2, de exemplu, pe care l-am jucat pe canal, era un joc foarte vechi și refăcut. Știi ce zic? Și bălăzeauri. Oh. Aici era. Și ăsta o să fie așa. Și am luat ochișorul. Până la 6. Aha, aha. Cum vi se pare până acum jocul, băieți? Forță sau jalnic? Torță? Torța aia nebună? You unlocked it. Asta era ușa... Era încuiată invers. Era încuiată de aici? Descui ușa ca să încui pe cineva. Adică n-are sens. Sau are? Poate are. De fapt, cred că are dacă stai să te gândești. Încui de aici? Da. Cred. Nu știu care e faza cu pozele astea. Poate au fost omorâte fetele ei și s-a... Asta nu știu ce sunt. Parcă sunt niște baterii. Forță, dar nu îmi place cele trei degete. Ok, ok. Spargem tot pe aici. Ok, ok. Să mai căutăm în cazul ăsta. I-am făcut un an de membru, bun. Te felicit. Trebuie să ți se fie upgradat și avatarul ăla, zi, aripa. Aici nu e nimic. Nu dau seama dacă e sânge sau ruj, dar asta nu mai contează. Și aici știm că este vin. Cum se numește camera cu vin, ziceți voi, că voi vă pricepeți. The winemaking techniques for Casa Dumitrescu can be traced as far as in secolul 15. Alcina Dumitrescu folosește tehnica ca să dea gust la vin. E așa. Sanguis. Ce se întâmplă, dude? What, am ieșit pe al monitor. Vinărie. Hai că vinărie se numește. Deci aici trebuie să plasăm ceva, cred că o sticlă de vin. Cramă. Se poate. Cramă se poate. Vinărie. Nu prea cred. Jocul, ca idee, ar trebui să fie mai lung decât Resident Evil 7. Deci din ce am văzut eu ar avea un 10/11 ore de gameplay. Resident Evil 7 a avut un 6-7 ore. Cramă Rada. Nu este niciun Rada pe live-ul acesta.
Bun. Acum ușa asta presupun că o deschidem, că nu știu ce ar trebui să fac altceva. Și o să... Hai să nu mai zic, că după aia dăm iar spoilere. A venit iubita. Miez muște din mâini. Bă, au rezolvat problema asta, că era super lag în joc. N-am desfăcut pe viu un bărbat de mult timp. Dă-mi voie să-ți rup, să stai jugulara. Omă nebună care ești, la doamna Dimitrescu aici. Haide! Haide! Yeee! Eram la doamna Dimitrescu în dormitor, ați văzut? Bun, până aici că am fost demo-ul, dacă nu mă înșel. Nu? Ba nu, mai continua puțin demo-ul de aici. Mai continua. Bă! E doamna Dimitrescu. Stai un pic. Ah, a fost să încep... Ok. Depth of field, effects. Ah, văzusem. Kowalski enhance. Analysis Kowalski. Doamna Dimitrescu. Bă, dar ce v-a scos? Văzusem pe Twitch una de asta troll. Lasă-mă să văd doamna Dimitrescu aici. Al naiba. Bă, vezi ce poze-i fac lui doamna Dimitrescu. Are păr pe piept doamna Dimitrescu, ești nebun? Fii bărbat. Și cum fac poza? Brightness, enhance. Ok. Vignete. Fără bloom. Filtre. Un pic frumix astăzi, doamna Dimis. Ai de capul meu. Frame and logo. Ok, dar pe ce fac poza? Delete for help. Please use the computer screenshot feature when taking a screenshot. This will be saved on your computer. Am înțeles. Ia uite-vă pe doamna Dimitrescu. V-a plăcut, băieții? Un pic frumix astăzi. Da, tată. Nu pleca! Frumos. Văzusem un clip pe Twitch cu un streamer care dăduse zoom acolo și nu dădeam seama cum dăduse zoom pe doamna Dimitrescu. Apoi m-am prins că... Păi și ăsta e un pic. Eu pot să-mi fac... A, dar nu pot să-mi fac mie poză. Ok. Țac! V-a plăcut poza? Să spui poza pe perete? Ia uite, Nocivanu Barbasanu, bă! Păi normal că o pun pe perete. Fii sigur de asta. Ok. Trebuie să trag ceva aici. Nu, trebuie să dau foc. Wait, pe demo era una aprinsă deja. Cred că ca să-ți dai seama mai repede, nu? Țin minte clar că una era aprinsă. Ați? Poate ar trebui să trag, dar mai bine nu. Aia zic, băieții. Așa. Este ora fix. Este 10 fix. Ora fixă. Sau chestie. Ok.
Yes, yep. Pe scaunul de-asta stați voi la calculator? Se poate. Care dintre surori e mai Frumix? Bă, încă nu mi-am dat seama. Eu mă duc pe aici în speranță că poate găsi și eu niște gloanțe, dar nu prea pare. Mă rog. Nimic, bro. $300! Într-un singur bănuț? Eu n-am mai văzut așa ceva, l-am arătat pe ăsta care a căzut din tavan. Inima mea bate. Hai mă, pari. Ia, baby! Rate meleu. Ciao bella! Ia uite-l pe ăsta, bă. 600 de lei aveam buzunar. O monedă de 600 de lei. Eu n-am mai văzut așa ceva. Ați. Vezi că am bani. Am bani, tati. Păi, bom! Ia uite-l pe ăsta. Ține asta un pic. Mamă, ce bănet ne-a dat frățiorul. Ce se aude așa? Bă, cred că am luat tot, a? Ok, ești bogat. Joc și tu Valorant, te rog frumos. Da, 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 acum închidem jocul și trecem niște la niște Valorant, așa. Acu trebuie să dau cu bomba. Un pic prostovătiet în astăzi. Asta este. Trebuia să trag cu bomba mai târziu, dar cred că o să-mi prăpădesc toate glanțele aici. Suntem bine, suntem bine. Hai mă, ce să mai aude? Toată lumea e bine? Hai frate, glumești. Las-o așa. Asta e luptător de pe metin. Lasă acolo, frățiorul. 600 de lei, mi se pare corect. Ăstea da recompense. Cred că am omorât câțiva băieți răi. 11k like-uri, v-am zis că la 10.000 apare doamna Dimitrescu și nu m-ați crezut, băieți. Ați zis că vă dau țeacă. Ok. Nu! Cassandra, stai un pic. Iubita! Stai un pic, iubita, că aveam aici niște dese de shotgun. Aoleo, nu mai linge pe față. Aoleo. Pleacă de aici, fată. Îți dau cu... Hei! Reseaua asta. Sânge cald. Nu mai pune degetele tale pe mine. Ok. Nu mai știu încă tot trebuie să mă duc. Iubita! Iubita nu e bine pe aici. Bă, ce...
bright red blood. Man, că mă omoară cu tocul frame-uri. Mi-a dat unde mă doare cel mai tare la frame-uri. Sânge umed, cald și roșu. Păi care-i sângele? Unde te duci, micuțule? Nu, 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 nu. Calmează-te, femeie! Lanțele nu mă pot. Opa. Ia. Ia, ia, ia. A apucat-o. Man thing. Mișcă-ți mâinile. Bărbat impertinent. Ce-i, femeie? How dare you bare your teeth at us? Ha? What? My body, it's breaking. Bă, ce trebuie să-i facă ăstea, că nu înțeleg. Give up. O pot omorâ cu glanțe? Are cineva idee că dacă mi-e să nu irasez glanțele degeaba? Se udă de la sânge? Hai să I'll slice your throat and stuff it with worms. Că mirosesc glanțele. Vine un frig. I'm sick of fighting you. Mi s-a luat să mă lupt cu tine. Stai acolo. Not like this. Ah. Crystal torso. Interesant. Încă miros ceva glanțe, dar e ok. Bun. Abar n-am dacă a murit, abar n-am dacă sunt vreo 3 surori. Rămâne de văzut, dar se va supăra doamna Dimitrescu. Dacă i-a murit una din fetițe așa ușor. Așa, hai să vedem pe unde mai... Bă, da, așa mare e castelul ăsta, mi se pare, wow. Ce-am găsit, mă, USB? Pe vremea lui tataie și găsesc USB-uri. Tap to equip parts. Equip part aici. Așa, și acum pistolul nostru face minuni, practic. Ok, lockpick. Și avem în spate aici. La lockpickăreală. Hați. Ai vrea să-ți fac una dintre surori analize? Wooden angel statue? Poate o fi pentru alea din holul, dar nu cred. Țineți minte că în primul demo aici apărea doamna Dimitrescu, parcă. Pe ușa aia, sau? Este un pic, era un pahar pe care îl puteai analiza într-un demo. Se pare că nu mai e. Moet, ce avem aici? Asta este. Suntem bine momentan, mi-a ieșit cursorul pe al monitor. Suntem bine, eu trebuie să analizez toate unghiurile, toate, tot ce se poate, ce nu se poate. Aici apare doamna Dimis? N-apare. Ok. Sticla de vin, ai dreptate. Asta e un pic. Noi ar trebui să luăm o sticlă de vin de aici și să o punem acolo la vinăreria lui Rafael, dar nu găsesc sticla aia de vin. Nu pot să iau nimic de aici, de pe masă. Ai paharul în inventar. Ăsta să fie ăla de pus acolo? S-ar putea, asta e așa, că s-ar putea să ai dreptate. Doamna Dimis. Dimitrescu. Okay. Hai să mergem până acolo. N-am mai dat de niciunul de ăla să salvez, dar mă gândesc când salvez el automat. Bro, urcă sus la etaj. Bine, bro. Key items. Nu mă lasă să pun paharul ăla. Dar de ce e valuable paharul? Cred că ca să-l vinzi? Altfel nu-mi dau seama. Era în spate paharul. Stai să vedem eu.
Nu era aici. E un locked. Ok. Mă duc după asta. Stai un pic. Era prin spate pe aici paharul, dar n-are cum. Ăsta? Nu e, mă. Cred că e în altă parte, vă zic eu. Nu e, frate, nu e. Nu e nicăieri. Ai sticla de vin în inventar. Să vedem aici ce. Cred că o să dăm de grăsan aici. Sau? Aici sunt surorile. Trebuie să cauți, ok. Aici e grăsanul. Oh, we meet again. Duke? Duce. Why are you here? De ce ești aici? Where there's coin to be made. Unde sunt bani de făcut? And have you found your daughter? Te-ai găsit fetița? No. Nu. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers. Would she not? Ar fi ținut-o undeva privat. Dumitresc? Why don't you take a look? Du-te și anuncă o privire. Poate ai noroc. And speaking of looking, care to make a purchase? Vrei să faci o achiziție? Ah, yes. Ah, ce achiziție să fac, întrebarea? Am 5.000 de lei. Dați-mi o sugestie bună. Am luat niște iteme noi pentru tine. Adică să strângem bani, mă gândesc, nu? Pentru chestiile astea care nu știu ce ar trebui să fie. Select item to purchase. Dați-mi voi o sugestie, forță. Pay me no mind. Astea pot să le vând, ce-i drept. Crystal torso, crystal glass. Vând tot, băieți? Asta nu-l vând. Vindem tot? 1500 de lei? Upgrade, vinde întâi? Ai mare nevoie de muniție? Your coin. Am vândut tot, băieți, sunt miliardar, am 200 de milioane. 21.000 de lei, o dai? O dai sau nu? Putem să ne upgradăm shotgun-ul sau pistolina? Putem să upgradăm, băieți. Ammo capacity, reload speed, rate of fire. Cred că power vrem, nu? Să dea mai mult damage? Voi cum ziceți? Aș lua ăsta pe să dea mai mult damage pistolul. Nu da upgrade. Eu am mâncat McDonald's. E o geantă de 10.000. Asta? Increases the number of items slots available in your inventory. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. Mm-hmm. Ne-am dus pe copcă. Am luat geanta. Geantă-miu. Select? Eu nu înțeleg ce e asta. Glonț mai puternic? Learn how to make sniper rifle ammo. What? How to make mines? How to make shotgun ammo? Apar n-am dacă e useless chestia asta. Putem să craftăm gloanțe de shotgun. Opa. Opa. Ia fii atent aici la shotgunescu. Asta e castelul. Labirință. Craftsman of the late 90s. Looks like there is a hole for something spherical. Created a crab, patul labirinte, and castel.
The house on a hill, the water wheel, and the iron tower. Upon their completion, he put a gun to his temple and took his own life. Each labyrinth is unique and requires its own specially crafted metal ball to operate. What? Each one contains crystallized human remains, which are sold, said to be for beloved wives. Cele patru soții. Și labirintul e câte un mormânt. Habar n-am dacă e un puzzle ăsta ca să găsim o armă bună. Nu știu, sincer. Voi ce părere aveți? Hai să vedem ce mai era aici. Pentru sponsorii de astăzi, dar nu știu dacă... Cred că s-au glitchuit donațiile. Didi cu 2 euro, mersi. Shadow și-a luat și el membership. Gabriel, mersi, mersi. Welcome. Uite-te pe hartă cu roșu. Please come again. Că nu le-ai terminat. Deci cu roșu înseamnă că nu le-ai terminat. Se poate să ai dreptate. Dacă e cu roșu, înseamnă că n-am luat tot ce era de acolo. Se poate să ai dreptate, că parcă pe Resident Evil 2 era așa. Uite, de exemplu, zona asta e cu roșu. Știi? Three daughters, Bella, Cassandra and Daniela. Cred că astea erau fetele și le-a transformat cumva. The gunpowder. Și acum e clean. Aici totuși nu știu exact ce trebuie să fac. Nothing happens. Zicea cineva că ar fi în basement. Dar nu știu cum ajung în basement. Să găsesc sticla aia de vin sau ce trebuie să găsesc. Aia belea. Sus pe perete. Așa, fac mișto abonați de mine. Sau e pe bune ce se întâmplă aici? Dreptate, bă, cum dăm ăla jos? What? Bă, bună, ți-i chiar o dreptate și nebun. Stai să vedem, vindem diamantul? Yes, yes. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and 2000 de lei. Small fee. Opa. Do let me know if you find anything else of value. Hai să ne mai uităm ce mai e de găsit. Deci aici n-am luat noi ceva. Asta era. Mai e? E tot. Ha? Mai era gunpowder aici. Lol. Aici s-ar putea să nu putem desface că e un... E de-asta cu lockpick și nu avem lockpick. Mă înțelegi, Talica. Ok, că o să rămână roșie asta. De la bucătărie. Stai să vedem eu.
bucătărie, dining room, asta kitchen. Hai să analizăm. Închide live-ul că vreau să văd și mâine. Închidem live-ul, băieți? Gata? Cred că aici aveți dreptate, n-am căutat în întregime. Altul a fost trimis în cellar și had only spilled, a vărsat doar niște supă. Toată lumea știe ce s-a întâmplat când trimis pe cineva în cellar. Nu mai ești văzut niciodată, îți extrag sângele, sufletul. M-am dus să o caut, am găsit-o, era doar piele și oase. Cred că va fi rândul meu. Al naiba. Ia un pic să analizăm pe aici. Și au fost niște gloanțe acolo. Și ce e aici, frățiorul? Țuiculiță. Ce ratăm noi aici, e întrebarea. Uite-o, bă, sticla! LOL! Sticla de mare angajament. Efectiv, ratezi itemele, deci pe bune. Trebuie să te chinui să le găsești. Pregătiți? Hai să vedem. Deci nu vreți să închidem live-ul. Dar abonații se culcă și ei vor să vadă și mâine. S-a dus, gata. O nouă ușă, o nouă... Wait, what? Wine room? Ah, asta s-a deblocat. Gunpowder, ok. Ia. Cheița... Ce-o fi asta, întrebarea? Courtyard key, a key for the door from the castle dining hall to the courtyard. Ah, asta e cheia, ok. Cred că, sunt curios dacă e ca în demo și o să vină doamna Dimitrescu. E cheia aia din dining unde e întuneric. Shall I give you the tour? Da, deci o să vină asta și noi o să fugim aici. Iubita! Ah, tu erai, lol. Vedeam că s-a teleportat direct jos. Hai, sal, iubita! Ah, și nu vine doamna Dimitrescu. Ah, o, dacă am repede am scăpat de aia, lol. A venit și a plecat. Deci aici era bucătăria. A, iată. 10 lei. 10 lei, 10 lei. Metal scrap. Nu mai uși încuiate. Stai că să ne craftăm noi iteme. Deci putem să ne facem hats. A, uite că ți arată astea ca, pe care le ai, știi? Hați, ok. Ce avem, ceva glanțe? Bun, și care-i pârla aici? Care e hazul aici, băieți? Aia vreau să știu. Hazul ăla nebun. Doamna Dimitrescu! Bă, bune, nu ne aude sau care-i fază? Ar trebui să-și dea seama că suntem pe urmele ei. Mai ceva ca Ernest. Deci mai ceva ca Ernest, băieți. Dar unde suntem? Suntem, nu ne arată. Ok, doamna Dimitrescu, să știți că v-am omorât una dintre fetițe, sigur nu o să vă supărați. Aha, ce tare sunt eu. Ce-ai făcut fetiței mele? Ți-am zis adineu, am omorât-o. Mi-am pus final vieții. Am demolat-o pe săraca femeie. It's a locked view map pe V.
Pă bune, deci odată pe M, odată pe V. What? De ce deschidem apa pe V? Explicați-mi și mie. Du-te la ea în cameră, n-ai cum. Dumitrescu Chambers. Ah, s-ar putea să fie fetița noastră. Dar dacă ea se va răzbuna omorându-ne nouă copilul, pentru că noi am omorât ei copilul. Interesant. Deci avem Hall of Ablution. Ce înseamnă aia, nu știu, și terasă. Hai să mergem la Hall of Ablution. Uai, lele, ce asta, mă, e... Cum s-ar numi la mine, la țară, gârlă? L-a scăldat cumva? Mergem la gârlă? Eu așa mă duceam când eram mic la țară. La gârlă. Și aici, bucătărie, în bucătărie, baie, ia. Ia, ia. Eee, nu te cred. Păi și eu știu să-i întorc pe ăștia. Puzzle? O să am nevoie de inteligența voastră din chat. Eu de unde știu cum îi întorc pe ăștia? Păi are doar două viteze ăsta, două switch-uri, stânga-dreapta. Ok, întrebarea e următoarea. Pe ce mă bazez eu? Adică... Să se uite unii la alții? Cred că ăștia se uită între ei. Nu? Sau așa erau? Uite. Sau un X? Citește acolo? Femeile, să zic, nu observă avansurile bărbaților, dar cei săraci își vor lua șansele, vor risca ca să le ofere celor mai de sus. Zice, women are blind to men's advances. Women are blind to men of them, but the poor shall take their chances to give their lord their bounty shown. Da-dam! Da-da-da-dam! Da-dam! Și aici e o ușă? Huuu, baby! Hai să vedem pe terasă totuși. Vreau să văd și terasă înainte să avansez acolo. Mă, văzusem o chestie legată de joc, căci că ai avea prea multe gloanțe și într-un fel așa e, gen, am cam multe gloanțe. Da, acum... A, nu putem merge pe terasă. Ok. Ok. GG. O, dacă e că s-a încins un pic placa asta video. E că sunt curios câte grade are placa video. Cam înghesuit acolo în carcasă, ce e drept. Bă. Are un pic placa video. Cam câte grade are voie placa video să aibă maxim? Știe cineva? E la 84. Ia uite placa video cum face. La 84 de grade. O, mă, că nu e placa video, e placa de captură, e altceva.
80 maxim. Înseamnă că o să ia foc placa asta video. What the hell? 84 e bine. E cam forjată ce ai drept. Nu știu nici ce airflow are, dar... Ce-o fi, o fi. E ok temperatura? Opa! Hai că am vorbit de gloanțe adineori. Ăștia de unde sar? Uite-l pe al nostru. Deci, o lovitură de shotgun și tot nu... Nu se duc pe apa zâmbetului. Hai să vedem pistolul, că l-am upgradat. Cam câte gloanțe la cabeza. Am ratat un glonț, da, e. What? Dar de ce aș vrea să blochez aici? Hai să... Cabeza, bă. Hai mă că ne-l dăm cu shotgun-ul dacă sunt. Mamă ce m-am speriat lor. Că zic eu în spatele meu. Uite-te și tu frate, este de nicăieri ăsta. Dă-te-mă la o parte. Cap de dudă. Bă, da, trebuie să recunosc că ai viață în tine. Ești plin de viață. Cred că aici îi omorau ei, nu? Și se transformau sau ce se întâmplă? N-am o bombă. Hai frate, lasă așa. Acum înțeleg de ce nu au dat alea gloanțe. Mi-ar trebui o bombă de aia. O bombiță. Here we go. Nu știu dacă în jocul ăsta se ține cont. Știi dacă lovești la picior. În Resident Evil 7, dacă te dai toată aici la picior, zi cădea. Hai să vedem, că văd aici de la Cătălin care insistă cu donația. Salut, Rafael. Asta e prima mea donatie care o donez pe YouTube. Sper să apreciezi, eu te respect foarte mult și vreau să știi că mi-ai făcut copilăria mai frumoasă, zâmbet, mă uit la tine cam de atunci când aveai 200.000 abonati. Mersi frumos, Liviu, apreciez. Seara faină. Trece timpul, Liviu, mersi. Cătălin cu 24 pe super chat de leuți și apoi... And his name is John Cena! John Cena! S-au spart un pic urechile. Eu uite-l și pe Radu, top donatorul nostru. Ce mai faci? Ce mai faci, bă, Radule, mă spar de râs cu tine. Uite, jucăm aici joaca asta frumoasă. Ce să facem acum? Donațiile sunt pe pauză, ca idee, ca să nu intre donațiile peste cutscene-uri. Ca mai e toată rugămintea mea, știi? Și dacă donați și n-apare, o să apară după.
mersi frumos de susținere, apreciez. Ne-am urcat sus de tot în castelul Dimitrescu. Dar nu știu, ce părere aveți de harta așa? Ia! De la Glovo. Mamă, e doamna Dimitrescu, ascultă-te. Să nu ne vadă. Hai că nu ne vede că suntem lângă ea. Ia, ia, e cu pipeta. Dar are și Badlands Chugs de bea suc din ea. Mother Miranda. Mama Miranda. I regret to inform you that Ethan, Ethan a scăpat. Escaped that fool Heisenberg. Heisenberg. De prostovanul Heisenberg. Because he is in my castle. În castelul meu. Proven too much for my daughters to handle. When I find și nici fetele mele nu-l pot controla. Când îl găsesc. No, Mother Miranda. Nu. Yes, of course. I understand the importance of the ceremony. Înțeleg importanța ceremoniei. I won't let you down. Nu te voi lăsa. Nu te voi dezamăgi. To hell with the ceremony. Naiba cu ceremonia. Omul ăla va plăti pentru ce a făcut. A spart oglinda 7 ani de ghinion. Băi nebună, mamă Miranda. Deci a spart oglinda, a demolat tot. Nu știu ce să mai zic cu mamă Miranda. Am crezut că asta e prima oară, lol. Opa, cine ar fi ăștia, nu știu. Dar nu prea are chef de joacă. Cu toți am fost chemați de către mama Miranda să decidem soarta copilului. A, tatălui copilului. Este ca un fel de jurnal. De ce mă tratează pe mine la fel ca ele? Sau ca ei? Ea mi-a dat castelul acesta. Fete ascultătoare. Viață veșnică, nu-i așa? Nu sunt eu favorita ei? Nu sunt eu special? I need a drink. Al cui e ăsta, că nu înțeleg? Jurnalul, că nu cred că e al doamnei Dimitrescu, sau? Habar n-am, poate al ei, că e camera ei, deci... Habar n-am, e chamber... Dimitrescu's chamber, deci cred că e camera ei, de fapt. În fine, it's locked from the other side. Ușa asta se pare că se deschide. Și vrea să mă întorc? Sau ce vrea să fac mai exact? Rose, ah, uite bă! Where are you? Avea Adela pentru bebeu. What? De ce ține cheia acolo? Locked from the other side. Înseamnă că aici, nu? Dimitrescu's key. A key decorated with a flower. Hați. Oh shit, here we go again. Aici erai. All this for a child who isn't even here. Toate astea pentru un copil care nici măcar nu e aici. You ungrateful, selfish wretch. Egoist, nemernic. Tu vii în casa mea. Spui mâinile pe fetele mele. And now you even try to steal. Ce sunt full proprietatea? Property. Cum îndrăznești? O dormă castelul nebună. Odihnește cât poți. Te voi vâna. Și te voi distruge. Ok. Nu mai înțeleg nimic, sincer, da, mă rog. Dacă așa consideră doamna Dimitrescu. Ne-am strecurat în castelul ăsta ca niște șobolani. Dar la ce se referă că vreau să-i fur proprietatea? Că nu încerc să fur castelul. Sau se referă că e copilul proprietatea ei? Nu mai înțeleg nimic, mă, sincer. Însă trebuie să recunosc că a fost o alegere interesantă cu caracterele astea. Mai ales cu doamna Dimitrescu. Dimitrescu. Au reușit să o facă un star adevărat. Mă plimb peste tot, poate găsesc iteme. Ați.
jucați. Cred că jocul ăsta mergea jucat pe hard. Era chiar de imposibil. Și că te urmărește Mr. X din Resident Evil 3, cam așa ceva e. Ca și cum te-ai lăsat să scapi. Te voi ciopărți. Înainte să vezi copilul ăla. No! Parcă în Resident Evil... Ah, da, în Resident Evil 7, Mia ne-a tăiat mâna la fel, dar numai că ne-a tăiat mâna stângă, mai țineți minte? Și apoi am lipit-o? Doamna Dimitrescu! Nu, e Dimitrescu. Nu Dimitrescu. Nu, tu pune bună! Pietro, ce... Let's wrap things up. Mi-aș plăcut camera să mă lase să... Dar nu mă lasă să modific? Aba da. Mi-aș plăcut camera să mă lase să... Mă mișc eu oriunde, știi? Dar era prea imposibil. Ok. N-am cum să... Your right hand is on... trebuie să trag de asta, am înțeles. Sal. Acum am înțeles ce trebuie să fac. Trebuie să mă duc în capăt și să fug. Change difficulty, lol. O, mă nebunule, care ești? Change difficulty. Stai așa să vedem că... Văd că s-au trimis donațiile. Îmi pare rău pentru cei care aveți live-ul pornit pe televizor. Sunt pe canalul tău de la 10. Joaca pe hard. Joaca pe hard? Nu știu să zic, să jucăm pe hard. Rip reg, rip căști. Bă, dacă cineva dormea pe live-ul ăsta, cu siguranță s-a trezit acum. Adică asta este clar. Rafa, nu mai juca jocuri horror ca o sperii pe bunica egal. Egal. Paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă închisă. Mersi mult de susținere. Chiar apreciez, vezi, n-am ce să mai zic. E belea cu voi. E teroare cu voi, dar hai să continuăm joaca. Nu o să dau pe hard, că... Nu vreau nici să mă chinui prea tare, dacă mă înțelegi ce zic. Mă simți, Cătălin? Apreciez mult susținerea. Stai așa că nu mai știu unde era aici. Mai joacă, continuă. You will learn what it means to insult Dumitrescu. Dumitrescu. What? Come on. Fugi! Fugi, că ne urmă de șerebuna! Fugi! Vine doamna Dumitrescu! Oh shit, here we go again. Fugi! Unde mă ascult, că nu știu! What the fuck se întâmplă?
ce aici? What? Nu poate să intre peste noi? Am arătat ceva? Alul! Nu văzusem ala. Nu o să scapi. Degeaba fugi. Poți să fugi, dar nu poți să fugi. Cuvinte înțelepte. Aghiazma. Hai că știi ce să faci, Ethan. Ai mai lipit mâna asta și în Resident Evil 7. Bine, cealaltă mână. Bă, deci fii atent. I-a tăiat mâna stângă și a lipit-o la loc și a cusut-o. I-au tăiat degetele de la mâna stângă. I-au tăiat mâna dreaptă cu totul. Then what? Nu poate să intre în camerele ușile aurii. Ui, se poate, să ai dreptate. La naiba cu castelul ăsta. Escape the castle, sigur. Sure thing, buddy. Deci, masca aia o să vină aici la început. Mai mult ca sigur. Omă nebunule care ești. E supărat că am demolat-o pe doamna Dimitrescu. Ia un pic în el. Cucu-meu! Ce face apa sfântă? Păi normal. E apa sfântă, face minuni. Deci eu o să pot să pun masca asta aici, că mai e chestia. Și o să ne mai trebuiască mult mai multe măști. Deci... s-a aprins că am pus o mască. Nu știu de unde se face de toate măștile alea, dar mă rog. Grasul contra băsul. Mă bucur să te văd în siguranță. Cum merg lucrurile? N-am găsit o peruză încă. Îmi pare rău să aud asta. Mă găsești tu, odată ce ești din castel. Îți trebuie ceva pe drum? Grasul contra băsul, ia arată-ne aici. Hai să vedem ce mai luăm, băieții. Prima și prima oară o să mergem la vânzări. Eu sunt Irafael, agent de vânzări. Un fragment de cristal, două cranii. Și cam atât pe ziua de astăzi. Ok. Am 1000 de lei, 10.000 de lei. Supplies. 9.000 de lei. Să luăm asta, ce ziceți? Spend today, live till tomorrow. Deci ne zice hair trigger. Customizable part for the shotgun. Greatly increases rate of fire. Customer part așa for a handgun, greatly increases ammo capacity. Mă, nu știu ce să zic. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do. Să upgradeăm noi shotgun-ul. Eu cred că mai bine upgradeăm shotgun-ul. Să dea bombă de tot. Glanțe mai multe la pistol nu prea ne trebuie. Mă încarc relativ repejor. Hai să luăm astea, că sunt importante. Și de aici, cred că glanțe n-are sens să cumpărăm. Sunt prea scumpe, nu știu. Thank you for your patronage. Aș mai lua câteva de shotgun. Something in particular. Noi oricum putem să craftăm. Știi? Astea de shotgun m-am gândit că sunt așa mai forțane. Vreau să ne enervez pe Nightbot. Nightbot e vărul meu și stă mereu pe chat. Deci, hai să vedem. Ne trebuie un loc pic acolo. Cheia asta, nu știu ce... Stai, Dimitrescu... Ne mai avem cheia? Avem cheia, băiești. Boss the boss. Aoleo. A venit Mummies. A venit Mummies, băieții. A venit și a să vadă ce sta pasando. Bine, Mummies, vino pe aici. Ne întâlnim în sfârșit. Adică în sfârșit, că m-ai alergat din ea, ori de m-ai rupt în două.
Chiquita mamita, ¿qué pasa? Ai pra gente. Ai, solo. Minha mão cunha tuxando, nossa. Uai, mama. Știu care credeam că mă plin liber prin castel. Well, shit. Nu te cred. Hai să. Hai du-te la o parte. Cap de fustă ce ești. Pardon. Coming through. Ok, deci aici n-are cum să intre doamna Dimitrescu, a zis. Pe ușa portocalie, mă rog. Ușa asta de aur n-are cum... Avem o nouă hartă, Opera Hall. Nu știu cum nu l-am omorât pe ăla dintr-o bucată cu shotgun-ul, că l-am și upgradat. Da, mă rog. Covoare atârnate, asta îmi place să văd. Bă, dar ăștia văd că iubeau covoarele. Adică sunt covoare peste tot, mummies. Peste tot, vă zic. Îmi place feature-ul ăsta că apare camera cu roșu unde n-ai luat tot. Asta mi se pare o idee tare, că pe Resident Evil 7 sigur am ratat o groază de chestii. Știi? 100% am ratat. O, da, Ah, mă miram eu. E adevărat că în jocul ăsta poți mânca sarmale? Mă, așa părea în trailer. Acum, nu am văzut până acum sarmale, dar în trailer arăta că poți să craftezi sarmale. Mi se pare că sarmalele sunt ca steroizii din Resident Evil 7, îți cresc viața totală. Acum, nu știu dacă e adevărat sau nu, rămâne de văzut. Ce caută ăștia în castel, totuși? What? Opera Hall. Ar fi fost creepy să o vezi pe doamna Dumitrescu cum cântă la... Am fluid. Îmi place că ăștia dropează iteme. Știi? Ai... Oh, nu. Ah, credeam că se aude ceva. Credeam că vine aia iar. Sarmale power? Da, vreau să văd sarmalele alea. Până acum nu le-am văzut. Hai să-l. Uite, încarcare pe jor. Hai sal. E un lockpick, dar totuși asta pare cu roșu. De ce? De ce pare cu roșu? Ce-am ratat, e întrebarea. Zoom in. Nu că poate sunt ăștia dezbrăcați pe aici și... Să sperie abonația. Am ratat eu ceva? Aia nu înțeleg. Opa. Ce-o fi asta? O cheie, ce? Bă, încă stăm bine, adică să fac pentru... A ball made of metal decorated with a flower. Trebuie să fie un fel de cheie. De ce e cu roșu aici? Nu înțeleg. Ce-am ratat? Nu știu ce am ratat, dar mă rog. Poate... Dar nu, că uite, tot roșu a rămas sus acolo, cred. Ia. Da, nu știu ce am ratat. Poate pe sus să mă fi uitat. Deci aici era... Aici era show-ul, practic. Se întâmplau chestii. La pianină. La piano. O să cânt și eu? Ok.
O, noi bă, cu tachia a ieșit. Bun, 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 bun. Ce am luat noi, întrebarea? Dimitrescu's key, iron's insignia. A small worn key seems to have been used a lot. Deci, eu dacă fac așa și mă întorc aici. Aaaa! Bă, ce cauți aici? Am cântat și la pian și repede vine nebura după mine. Știa că mă întorc acolo ca să folosesc cheia. Cum coboară ea scările, întrebarea mea? What the fuck? Este-mă un pic că sunt nedumerit. So you finally came to see me. În sfârșit ai venit să mă vezi? Toți se îndrăgostesc de mine. Hai să ne distrăm. Nu pot să ies și ar trebui să... Nu știu dacă am cum să o omor totuși. You wanted to see? Aha. Hai iubita. Trebuie să-i dau stun aici cumva. Cred că știu ce trebuie să fac. De ce faci asta? De ce-i faci asta? Pentru că vrei să mă mori? E atât de frig. Ce nu înțeleg eu de ce e frică de frig. Ah, cred că aici trebuie să trag în ea, nu? Bă, ar fi să te ardă! O pe omorâ? No shit! Don't you love me? Nu mă iubești? Zice că nu prea? Bă, dar moare și de acolo, nu înțeleg. Toți ceilalți erau de fericiți. Oare ea când e la frig e vulnerabilă? Ce-i fata mea? Oh, you'd be a part of me forever. Încerc să o prind fără să mă lovesc, dar nu trebuie să mai aștept, cred. Trage în ea. Cred că trebuie să-i trag în ea cum stă aici. Sau? Muștele mor de frig, se poate. Ok, hai să mai încercăm o dată. Doar al tău, hai, come on. There you go! A iubita chiquita! Făcută din albine, nu cred că sunt albine alea. Iubita chiquita! Sunt doar al lui Tălica, haide! Nu vreau să mor! Doamna Dimitrescu se supere destul de tare. Îți dau un pup. Pa! Cum s-ar zice la mine la țară. Arditar foco! Ok, hai că avem chestii de dropat, de lutat. Eu mă gândeam inițial că da, este la o parte și intră lumina, știi? Dar, da. Dar, da.
Okay. Vreau să-mi zică și mie cineva, ce-am ratat? Adică, pe bune, nu găsesc. Cred că e în spatele... Ok. Bet. Suntem liberi. Dar nu uitați că pe aici e doamna Dimitrescu, cred. Deci ne-am fost aici. Totuși nu știu cum am ajuns aici. Nu ne-am dus așa? Nu, cred că ne-am dus așa. Nu mai contează. Thank you. Sau fusie ceva. Asta ce mai e? Mama mea, nu te cred. Lasă cei 5, cele 5 clopote de fapt ale încăperii să răsune. Și aici e un puzzle. Cred că o să ne întoarcem mai târziu. Aici? Wait. Gata, știu unde sunt. Sunt pe partea dreaptă. Ușa asta era încuiată. Curiozitatea mea următoare. Deci, noi aici am fost, la library. Library e camera fetei. Ne întoarcem aici. Și pe aici e doamna Dimitrescu, nu? Era. Tot nu-mi dau seama. Holy smokes. Am ajuns să mă uit prin tavan. Pe bune. Nu-mi dau seama ce n-am luat de aici. De ce zic? Mergi la atelier. Da, chiar se numește atelier, lol. Mersi frumos de like-uri, boys, 12k, let's go. Let's a go. Cred că nu pot să salvez. Deci cineva zice să trag în... Deci tu zici să trag în clopote. Aaa, zici... No shot. Trebuie să trag de 5 ori? No shot. Înțeleg ideea. Trebuie să trag în 5 clopote diferite, dar eu văd doar unul.
shit. Pe geam e unul, ok. Acolo e unul, ok. Prin toată camera sunt? Nu te cred. Unde e al treilea? Cinci. Unu, două, trei, patru, mai e unul? Wow, pe ăla nu-l găseam. Dumitrescu, nu cred că să-i placă că mi-am băgat nasul pe aici. No, shot. Hai să se... Lol. E o scară cam lungă asta. X marchează locul, hă? $430. O, lockpick, bun. Hai să vedem, X marchează locul. Ok, dar unde? E undeva în castelul ăsta un cuțit, este antic. Nimeni nu știe unde e cuțitul, ok. What? Ok. Sigur, voi avea nevoie de un sniper. Sigur. Ok. Am încercat și eu. Wow. Asta nu știu ce să mai zic. Șorile, mă! Aici e liftul. Cred că e liftul ăla, nu? Ce mă nebunule. Poate zic că dacă eu mor de la distanță, mai iau banii de pe ei. Sniper rifle ammo. Ah. Ok. Ce m-am speriat. Te-ai speriat. Lămau. Craft ammo. Open the inventory to craft ammo. What the fuck?
nu mișcă nimeni. E bine că îmi zice să deschid inventarul să craftez. Mă învață jocul. Pare mai bun shotgun-ul ăsta decât sniper-ul. Păi până nimeresc eu cu sniper-ul, s-a terminat tot. E o scară? Hai mă să trag și cu sniper-ul, ia mă. Arată-te frățiorul. Suntem la vânătoare, ești nebun. Într-un fel, e mișto când îți dă bani, când omori inamici, pentru că oarecum îți iei gloanțele înapoi, știi? Că tu cumperi gloanțele de la ăla, de exemplu. Nu prea știu ce caut pe aici, mă simt ca în Dark Souls. Sincer să fiu cu voi. Ia cristalul. Nu știu ce cristal. Am arătat un cristal pe... Cristal Wing valoros. Era un cristal acolo sau ce n-am luat? Abar n-am luat. Ia cristalul. A, ăla. Și vedeți voi, băieți. Până la cât mai ții live-ul? Până terminăm jocul lol. Mâine, poi mâine îl închidem. Bun, bun. Hai, sunteți gata să ne dăm? Bă, dar repede se duce. Opa, Chiquita. Uite și fetele noastre. Cap de demon. Și aici ar trebui să fie... Trebuie să găsim liftul ăla, nu? Oh, nu. A, păi e lângă lift, ok. Let's go! Jos, vă rog. Jos, vă rog. Suntem bine, băieții. Avem tot ce ne trebuie. E morță. Morță, torță. Bun. Uh-oh. Bă, eu am shotgun-ul pregătit. Stupid man thing! You won't live long! Aia era singura ieșire. Well, I'm fucked. Even if you run! Pa! Pa, iubita Chiquita! Știi ceva? Nu mai vreau să mă duc pe acolo! M-am răzgândit! Acum că am stat mai bine așa, pe gânduri puțin... Da. Habar n-am dacă pot să mă întorc pe acolo. Nu știu dacă am cum să mă întorc pe unde am venit, aia e chestia. Dar este singura cale de a afla. Mâine e duminică. Așa e, bă, că e duminică. Mai leu, cum s-ar zice. Se pare că am super puteri. Mai leu. No. N-am vrut să apăs butonul ăla, am vrut să apăs ăsta. Ia uite-o, bă, păi. Oh, shit.
Hai, bă, dar nu-mi dai pace, pe bune. Frate. Nici nu știu dacă pot să scap de femeia asta. Iubita. Te calmezi, da? Hai, sal. Dacă intru la duce, poate să intre peste mine? A, lol, n-am luat ăla. Ok, ideea era că vreau să ajung la intrare, exact unde s-a dus doamna Dimitrescu. Play with me some more. Iubita, ce-ai? Că am cu ducele întâlnire. Welcome, welcome. You're sure to find something new. Duce, zi-o-le-a să mă lase în pace că m-a spart de creieri. M-a rupt de creieri. Așa, trei de-astea. Un piept de rață. Ar fi fost mișto să cumperi lockpick-uri. Sunt bogat, duce. Sunt șeful la bani, practic. Asta nu știu dacă are sens să-l upgradez. Reload speed. Adică ce zic voi ce să mai cumpăr? Sniper rifle ammo. For shotgun increases rate of fire. Yes, I... Ce-am făcut, mă? Ah, i-am dat equip. I guess. Bă, le luăm pe toate, știi cum se zice. Mai de câteva așa. I saw you eyeing that one. La mișto. Și acum avem 16. Și suntem boși. Hai, mă! Pa! Aici nu e voie! Zici că ne jucăm un joc, știi, ca între prieteni. Și când am intrat aici, sunt invincibil. N-ai ce să-mi faci! Te spun lui mami dacă încalci regulile. Pa! Mai trebuie o singură mască. O singură mască. Deci ducele ne salvează, mă, n-ai ce să-i zici la ducele nebun. Bun. Suntem safe aici, n-are ce să ne facă. Stă la ușă, parcă a uitat totul. Tot a uitat, a lăsat tot și aia. După cum vedeți, ne-am jucat aici 180 de minuțele. Deci, eu zic că 3 ore capopicus s-au dus. O să salvez aici la duce și încheiem și noi pe seara aceasta. Am și închis jocul, băieții. Ne-am distrat, ne-am simțit bine. Nu știu dacă mai sunt donații care să intre. Joacă pe gard și spune Among Us. Joacă pe gard și spune Among Us. Fura mi-ai locul 1A. Rafa, îmi place cum joci și te apreciez foarte mult, brodare, vă salut cu mult respect pe totia ca legendarii, te pup, brodare, frații Vont, nu te pup, fratele meleu. Ma, uit la tine pe la if si am chipsuri într-o mana si pulicica in cealaltă pe W pe jos. And his name is John C. Rafa, no! Rafa, fiicele, nu ies la lumina sa, spargi ferestrele. Sal, bro. Sal, bro. PC Gamer, mersi frumos. O scorp underline X. A băgat și el un bănuț în pahar. Bianca Production. Zici că e casă de discuri, Bianca Production, cu numele ăla. Cătălin cu 50, Tudor cu 2... Radu nebunul cu 30.
What? Nici n-am văzut donațiile alea lor. And his name is John C. Ramano! De unde ți-a părut, frate? Ca mine, domnule lui Zandrioșa. Mersi mult, Radu, chiar apreciez. Mersi frumos de susținere. Nu știu de unde ți-a părut, dar apreciez. Thank you, thank you. O să închem pe seara aceasta livestream-ul și vom continua, cred că cel mai probabil, mâine seară. Deci, nu știu, poate o să începem live-ul pe la un 5, stăm așa un pic de vorbă, 5 jumate și dăm drumul 6. Nu știu, cam pe la ce oră ați vrea mâine să începem live-ul? Dar mai pe seară, cam mai ideea. Mă gândesc, nu știu. Cred că pe la un 6-7 e cel mai ok, că seara se strâng toți. Eu așa mă gândesc. Ca să se proceseze live-ul, să aibă timp să-l vadă și cei care nu l-au văzut. Și pe la 5? Deci de la 5 încolo. 3 dimineața? Hai că 3 dimineața dacă este. Bine, mersi frumos, boys, pentru susținere, 13k like-uri. Apreciez, vă mulțumesc din nou. Cred că o să avem undeva la 3 live-uri în total cu Resident Evil Village. Cred că mai avem încă 2 live-uri până îl ducem la capăt. 2, maxim încă 3 live-uri, dar eu cred că 2. Așa că mai avem ceva content. Până acum jocul mi-a plăcut. A fost destul de distractiv. Îmi place cum te urmărești așa doamna Dimitrescu peste tot prin casă și sunt fetele și apoi, mă rog, diferite caractere. E interesant, e? Nu mai e neapărat atât de horror, dar e interesant jocul, îmi place, nu zic nu. Da, păi ne vedem mâine, vă urez o noapte bună în continuare, cum s-ar spune. Ne vedem la viitoare.